Da, niște dușuri reci, ia. Trebuie să țip ca să mă auziți. Dar vreau reacții la auzire, adică să vă aud, da? Micuță Eli, nu sunt cine crezi tu. Eu te-am văzut la TV și mi-ai plăcut de prima dată. Ești perfectă, frumoasă și sexy. Cine ai crezut că e? Ai vorbit? Ți-ai dat cu părerea despre... M-am gândit așa. Da. Despre A? Da. Și că nu e cine crezi tu. Tu cine credeai că e? Fostul tău iubit? Nu. Dar cine? Un băiat care te place? Nu e el. Mai ales de când am văzut imaginile cu tricoul, mi-ai trezit simțurile. O să zici că sunt nebun, dar am pe display poza ta. Iar când îți văd zâmbetul, sunt cel mai fericit. Te rog, trezește-te. Eu te înțeleg că ești îndrăgostită, dar nu-ți mai călca pe orgoliu pentru cineva care nu te apreciază. Când a fost întrebat de Dănuț dacă te place, a ezitat să răspundă. Așa-i? I-am spus și astăzi aceeași chestie. Dacă vei fi fericită cu el, eu voi fi liniștit. Dar dacă nu vei fi, voi lupta pentru tine. Te pup și continui să te privesc din umbră. Același A. Nu înțeleg. Elena, știi foarte bine că am bani de un mesaj. Te-ai repezit ca de obicei, fără să gândești, să arunci cu venin. Cine e? N-am înțeles. Băiatul de ieri care a scris, sau cine e, care a dat de înțeles, sau fata, nu știu, a dat de înțeles că te cunoaște și știe cine ești. Și ce a zis? Și acum zice, știi bine că am bani de mesaj, te-ai repezit ca de obicei fără să gândești, să arunci cu venin. Eu știu cel mai bine ce-ți poate pielea. De ce nu spui că-ți plac bărbații maturi și cu ceva substanțial în buzunar? De la 50 de ani încolo. Dănuț îți place și îl urmărești cu privirea. Dar cauți motive să-l jicnești și să-l pui într-o lumină proastă, că nu se ridică la pretențiile tale materiale. Păi mă auziți sau urlu degeaba? Vă aud, doamna Mirela, vă aud. Da, faceți, dați un semn dacă mă auziți. Da. Mă auziți? Da. Nu mai am voce. Siguranța ta e răutatea. Lasă trecutul și nu minți. Ai auzit de demnitate? Stai cu copilașul mamei de plictiseală și îl pupi așa în zâfle mea. Dănuț, fii puternic și nu te ruga de nicio fată, mai ales că nu văd niciuna să ți se potrivească. Ești șarmant, inteligent, arăți într-un fel și multe fete or să te caute. Nu te grăbi. Mulțumesc. Carmen, ai dat din cap înțeles? Sunt de acord. Că ești șarmant, inteligent și că îl vor căuta multe fete? Da. Sau că nu trebuie să se grăbească? Că nu trebuie să se grăbească. Elena, cine poate fi băiatul sau fata care scrie? Vă dați seama că cineva bun e. Mamă, dar tu acum și plouă, cât să mai țip? Și că trebuie bărbat matur cu bani în buzunar. Da, de la 50 de ani sunt încolo. Nu, dar și de 32 ar fi bun. Mea, nu mai stau să și mai... Și 32 ar fi bun. 50. Dacă vine unul de 50, gata. De două zile asistăm la adulți, spun lucruri trăznite. Nu-i așa, Carmen? Exact cum ai bănuit, fetița și băiatul care se ceartă, se tachinează, puși în fața faptului de a nu se mai juca împreună, rămân totuși în același perimetru. Carmen, înțelege băiețelul, că nu mai vorba e de el. Te trage de codițe și te tachinează, pentru că nu e în stare să te ia de mijloc, să-ți bage mâna în păr și să te sărute. Mai are până devine bărbat și își face curaj. Diana. Cine? Diana. Poți să-i dau o replică? Te rog. Să facă și ea invers. Adică? Să vină la tine să bage mâna în păr să te sărute? Da. Să facă și așa. Dacă nu simte. Ea e fată. Păi tocmai. Păi zice că bărbat trebuie să fii tu. Păi nu, asta înseamnă că nu ești bărbat dacă nu faci gestul ăsta. Asta ți-a spus și Carmen. E părerea ei. Elena, ai afirmat că nu ai avut Antena Play. Azi ai spus că știi ce se dă pe Antena Play. Hotărăște-te sau tu afirmi doar ce-ți convine. Ai avut Antena Play? Nu! Păi ce că azi ai zis că tu știi ce se dă pe Antena Play, că de păi nu am zis imagine. Că știu ce se dă pe Antena Play, am zis că se dă pe Antena Play doar ce vor ei. Păi de unde știi? Adică nu mai ceartă. Dar de unde știi? Te-ai uitat? Asta am dedus eu. Păi dar te-ai uitat? Păi nu, că lucrurile bune care le fac eu, nu le dă pe Antena Play nimeni, nu dar mi s-a de unde știi? Ai avut Antena Play? Nu! Păi și atunci de unde asta știi? Am dedus de aici, din emisiune. Păi de ce vorbești pe deducții? Din mesaj, din telefon, asta am dedus. Aș putea relata o mulțime de evenimente răutăcioase la adresa concurenților și telespectatorilor. Chiar nu cred că ce se dă pe Antena Play e regizat. Toate reacțiile de afară vin în urma comportamentului tău. Oana, din București.
Mai avem o grămadă de mesaje, încercăm să le citim. Doar că, mamă, și urmează material cu Daniel și Daniel abia vorbește și când e liniște și soare afară și cer senin și păsările pe cer. Dar aminte când e furtună la Ștefănești, sărit! Daniele, da. Țipă la mine! Țip! Țipă! Mai nu, tare! Nu-mi permit. Nu-ți permit? Te las eu, nu de multe ori. A, da? Da. Spune-ți! Te-ai enervat pe Valentina? Da. Și pe familia ei? Da. Și pe vară ta? Da. Și ți-ai zis că tu nu stai la cheremul lor? Nu ești măscăriciu familiei lor? Exact. Te-ai enervat? Da. Vrei să pleci acasă? Nu, nu știu. Da, bă, hai. Hai că aici ai răspuns bine. Hai să vedem.